Bună, prieteni! Bine v-am găsit la un nou vlog. Suntem pe canalul Bunica. Să vedem ce s-a întâmplat cu bunica. Uitați-o. Unde te duci cu atâta servețele umede? Păi nu știu, vrem să-i spunem la prieteni. Dar ce ochiare? N-am spus nimica. Bună, prieteni! Salut! Uitați ce ochiare! Sunt pe canalul. Ce ochiare, servițelele? Da, uite și tu că și-a luat, se pregătește bunica, da? Spune-mi la prieteni. Să salutăm toți prietenii noștri, de la Robu Cleiovi. Și pe doamna preoteasă. O salutăm din partea noastră, băieții de la Străiaia și Camelia. Și Camelia, o salută pe doamna preoteasă de la Robu Cleiovi. Și de la toți prietenii mei de Domajna. Domajna, toată... Toți prietenii care le-au. Așa. Ce faci cu servițele de șef? Uite, arată câte servițele. Ai ceva la burtă. Am ceva la burtă. Mai are un pic Amelia și ne face o fetiță. Da. Bunica e gravidă. Da, e gravidă. N-am vrut să spunem la prieteni până acum. Da. Am vrut să ținem un secret. Da, uite că se pregătește cu Camelia. Uitați-vă ce are. Uitați-vă ce. Pune pe ușorul lui. Și cât de curând, maxim peste o lună, o să arătăm fetița lui Camelia. Da. Da. Ia arată burtica. Uitați-o. Uitați. A, păi bine. Și avem și un pitic. Da. Mi l-a dat moșul prieteni. Să ia și o servețe. De-aba mi l-a dat moșul piticul, cât a alergat după noi moșul. Da. Cât a alergat după noi primarul piticul. Fetele... Și unde ai fost? Am fost plecat pe Reginu. Da, unde? Am fost plecat la Craiova, așa cum venim. Da, ce luași? Nu știi ce cumpăr eu. Pe ce luași? Te întreb. Lobenițe, am ieșit lobenițele de Dăbuleni, o să aduce o lobeniță ce... Ianis! Ineluț! Adău, prieteni, la din mașină. Da. Mașină. Da. Hai să le arătăm la prieteni, că ai reușit lubenițele de Dăbulei. A ieșit, dar să nu fie crudă. Cum să fie crudă? Gata! Aurele! Hai că te vin un coadă, nu știu. Să-i vezi. Mai uitați-vă fetița! Uitați-vă fetița! Asta e fetița! Asta e fetița, deja e mare! Deja! La, la, la. Lubenița de Bulenu! Da, a ieșit lubenița de ale noastre românești! Doamne să fie rău! Să mai ieșim! E micuțitul eu! Nu se sparge! Vedem ce e asta de noastră. Asta e super lucru. Lucru. Da. Mulțumesc. Diferență la ceva pământ. Da. Cum e de regia. Și cum e asta noastră. Hai că te iau și la mine. Bă, dar dă o să nu. E tine atât să nu ciumbure una. Hai, fetiță, de-ați. Gata, prieteni, prima serie de Dăbuleni. Da, prima serie. Da. Am început lovenița Dăbuleni. Gelatul, gelatul! Alegi-mi ea! Nu știu cât ai, știi cum când ce mă știu, pe cât să... Mie-mi te-ai ies. Pe să... Hai? Se lavă. Mi se lavă. Se lavă, la se lavă! Hai că are gust! Cum să nu ai fost băi gust la pedea noastră, nu vezi? Până acum nu mai știu, poți să faci? Adu-i și la mine, bag și eu. Sofie, bună! Asta e fetița care i-am luat papuri, Sofie. Îți vrea să vă înțeleg. Am pus mâna pe servețele și miros cu pereza. Da. Hai, Sofie. Hai, cătări. Și ai... Hai să ducem la prieteni ce am împărțit.
Ce ai pățit? Hai să vedem ce mămică n-are în joc. Eu nu fac nimica și vreau să-mi dați ce mici pe și-au făcut din obligul tău. Hai, doamne. A intrat Ghita mai și o pârliță. Când am văzut-o, Ghita mai coada avea. Prietenii au nu știu cum fetele ăștia. N-are cum să te bagă aici, dacă nu ăsta era aici. Mă, dar aici nu e, dar... Acolo e jos, cred că... Cred că a văzut rânza acolo și de-aia a intrat. Nu, hai să dăm jos sticlele din el. Hai să dăm sticlele jos. Și după, hai că mă duc la... Prietenii a intrat un... N-ai. Mă duc, am un pic cartofi și după aia vii ăștia. Ne-ai auzi, fetele, că intră aici, nu... Din ăla, cum îi zice, ce-i ăla? Șopârliță. O șopârlă. O șopârlă. Să regină, noi nu am fost acasă. Uite aici am văzut-o. Până mai... Nu puteți să faceți asta de fără. Am făcut. Și uși și tot. Și uși. O, Ianis, că nu este, Ianis, trebuie să dăm... Să-l dăm afară. Cred că a văzut rânza acolo și de aia. A, mă, rânza. Iar rânda asta să da, ține. Că nu. Cine știe, e și până la da, e și. Iar rânda asta să ține. Cred că toată. Că... Trasă la rânda, dite. Cred că trasă la rânda. Sunt de sticlele așa. De sticlele, că ăștia fetele nu mai se duce să ne ia rânda afară. Prea de boli. Păi ne ducem acolo la pene, ne ducem cu tot cu frigerul. Da? Da. Dar de egal, de mamă. De, dă-i și aia jos, de băutură, pune-le jos. Să scoatem copul la aia din nou. Vei dacă nu închideți ușa, așa intră și șerpele. Da. Eu am crezut că e șerpe, n-am crezut că e șopârlă. Mai încoace cu sticlele, nu mai cum s-a găsit. Mai încoace cu sticlele. Hai mătura, gata. Că nu putem să dăm ăsta afară. Și cum facem? Și Regina, tu unde pleci? Eu mă duc la plimbare. Unde te plimbi? Pe la motru. Pe la motru? Îmi întrebai mine că să mergi la motru. Ia zi. Îmi te întrebai aseară. Da? Și tu gata, și... Păi da. Chema și taxiul. Acum e un kilo. Acolo frigezi unde de unde avem. Că nu mai tu. Nu știu, Regina e de vină, că ea a avut acasă. Da, ține unde ce ea. Regina. Că ai de fiană și o părădă. Că e la pomul. Uite, cu gesa, să ai șepe două frigeri. Păi s-au băgat unde, cred că e frigider. Da. Păi dacă tu l-ai tu, atunci de gândi. Dacă tu l-ai tu, atunci de gândi. Bine, prietenilor, să revenim. Bine, prietenilor, la revedere! Pentru asta, în numele vostru ale Revine, dați-mi voie să mulțumesc cadrelor didactice care au depus toate eforturile pentru ca voi să fiți astăzi aici. Părinților voștri, le datorați recunoștința pentru că au fost curunițită, fete. Da, uite, dar nu cred că se vede acum, băieți. Da, nu se vede. Da. Are fără emoții. Dragostea și fără susținerea lor, încă o dată nu ați fi fost atât de aici. Pentru asta, în numele vostru, vă mulțumesc, dragi părinți, din partea copiilor dumneavoastră și din partea colectivului de cadre didactice de la Școala Gimnazială Mihai Viteazul din Strinare. Vreau să vă urez succes tuturor și sper ca noul timp pe care pășiți, cei de clasa 4-a și cei de clasa 8-a, să fie un impresionat dracu împlinit și satisfacție pentru voi. Înainte să dau cuvântul colegilor mei, vreau să remarc încă o dată, dragi copii, măcar acum să fiți atenți, în ultima zi, dar în fiecare an, elevii școlii noastre participă la foarte multe concursuri. Ar dura poate 2-3 ore să dau citire tuturor concursurilor și tuturor elevilor care au participat la aceste concursuri, locale, județene, naționale. Vreau să amintesc astăzi de cât pe cei care au obținut la aceste concursuri premii remarcabile, pot să spun. Avem concursul național transcuricular de lectură și interpretare Ionel Teodoreanu de la Iași. Etapa națională a participat eleva Nedelceanu Alexia de la clasa 7B, clasându-se pe locul al 5-lea. Pe locul al 5-lea pe țară este ceva imens. Olimpiada de limba și literatura română, etapa județeană, locul al 3-lea, Nedelceanu Alexia,
Mențiune Genescu Alisa, Roman Ana Alexia, Pircunoscu Bianca, Balbu Loredana. Da, se vede. Concursul Cultură și Spiritualitate, Genescu Alina, clasa 7. B. Olimpiada de Cultură și Spiritualitate, v-am spus. Etapa județeană, locul 1, Genescu Alisa. Participare la etapa națională din mai de la Craiova. Avem la Olimpiada de Fizică cu locul 1, Peteiu Robert, din clasa a 8-a, felicitări. Concursul regional lumea lui Caragiale, creație literară nivel 2, Ploiești, Genescu Alisa, de la 7B. Și nu în ultimul rând, avem concursul engleza pentru adolescenți. Hai, Darius!